așa, ordinea de zi care va fost făcută cunoscută în timpul și proiectul de hotărâri care completează ordinea de zi stabilită inițial. Dau cuvântul domnului primar pentru a deschide lucrările ședinței de astăzi. Bună ziua, domnule consilier, vă mulțumesc că ați dat posibilitatea noastră de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local. Înainte de a intra pe ordinea de zi, să fac un apel la dumneavoastră. Și am să vă rog să păstrăm un moment de recunoaștere pentru cel care a fost Geru Balcan, colegul nostru, care a adus parte la recunoașterea noastră. Am să dau citire ordine de zi, motivat de faptul că astăzi mandatul domnului viceprimar în calitate de președinte de ședință se încheie, urmând ca noi să alegem astăzi noul președinte de ședință pentru următoarele 3 luni de zile. Avem o ordine de zi compusă din 7 proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 45, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacovetru, trimestrul al 3-lea 2020. Proiectul numărul 46, privind rectificarea bugetului de stat al Comunei Corbasca, județul Bacău. Proiectul numărul 47, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 17-a 11-1999, privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 48, privind aprobarea implementării obiectivului de investiții, înființare sistem de distribuție gaz natural în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 49, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Parohie Ortodoxe Sat Corbasca Sfinții Mihail și Gavril. Proiect de hotărâre numărul 50, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Mănăstirii Ortodoxe cu Hramul Bună Vestire din satul Păgulesc, Comuna Corbasca, județul Bacău. Și proiectul numărul 51, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru trimestrul al 2-lea 2020. În legătură cu proiectul de hotărâre numărul 1, știți că, în conformitate cu codul administrativ, un mandat al președintelui de ședință durează 3 luni de zile. Astăzi se încheie mandatul domnului viceprimar. Moment pentru care îi mulțumim și îi urăm sănătate și spor în activitate. Am propus că pentru următoarele 3 luni de zile această funcție să fie ocupată de domnul consilier Pană Ion și îl rog să ia loc pentru următoarele 3 luni la masa de prezidiu pentru buna desfășurare a activități la lucrurilor Consiliului Local. Consider epuizat punctul de proiectul de hotărâre 45. Ați avut posibilitatea să studiați în ședința de comisii raportul de specialitate a contabilului vis-a-vis de rectificarea de buget propusă de noi. Dacă nu l-ați studiat, am să vă dau eu câteva detalii. Urmând ca dumneavoastră să, știu eu, solicitați clarificări la discuții vis-a-vis de această rectificare. Au fost virate sume de la CRFIR 1 Nord Iași în legătură cu modernizarea parcului comunal din Comuna Corbasca. Au fost virate sume în bugetul local un proiectul în care suntem parteneri, o șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți.
am alocat sume pentru sume suplimentare pentru planul urbanistic general Comuna Corbasca, care este la finalizare și au fost necesare niște avize de plătit. Am alocat sume care erau partea noastră de cofinanțare în proiectul, iarăși, în care suntem parteneri pe programul operațional Capital Uman, spune DAI Educației, cu școala Corbasca. Am aprobat sume în urma aprobării hotărârii de Consiliul Local din ședința anterioară pentru construirea podului de beton din satul Corbasca de Punct Lupu și pentru reabilitarea drumului comunal DC98C Rogoaza Corbasca. De asemenea, au mai fost recuperate niște sume de la grădiniță, de la Ministerul Educației și mai sunt lucruri care sunt menționate aici, dar sunt chestiuni tehnice care trebuiau prezentate contabil. Dumneavoastră puteați parcurge acest proiect de hotărâre și puteați vedea că au fost destul de detaliate, zic eu, lucrurile acolo. Proiectul numărul 47, privind însușirea inventarului domeniului public. Despre ce este vorba, ați putut constata că este vorba de niște secțiuni de drum care nu au fost intabulate. Noi lucrăm la inventarul domeniului public, avem o lucrare mare care este în derulare, dar până atunci avem contractul de finanțare pentru drumurile de interes local, care, la faza PTH, au nevoie de un inventar asumat și oficializat de Oficiul de Cadastru. Prin urmare, am trecut la măsurarea celor suprafețe, intabularea și obținerea cărților funciare definitive și astăzi Comisia Specială din cadrul Instituției Primăriei a proces a venit în fața noastră cu această propunere de însușire a inventarului domeniului și modificarea hotărârii Consiliului Local din 1999, care până acum n-a fost discutată. Proiectul numărul 48, privind înființarea sistemului de distribuție naturale de gaze naturale în Comuna Corbasca. Discuțiile în această direcție sunt de mai multă vreme. Este o oportunitate pe care Comuna Corbasca o poate folosi și pentru asta încercăm să dăm curs venind de fața noastră cu această propunere. Nu vă spun că am avut bucuria de a fi vizitați de oameni de la Transgaz. Avem un acord de principiu de dumneavoastră în legătură cu această intenție a noastră de a ne racorda la Sistemul Național de Distribuire a Gazelor Naturale, așa încât și cetățeanul din Corbasca să beneficieze de acest lucru modern. Au fost vizite în teren, s-a stabilit deja ca și soluție racordarea Comunei Corbasca la magistrala de gaz care traversează Comuna Răcăciuni. Avem un acord de principiu cu trei comune, adică noi, Corbasca, Tătărăștiu și Pânceștiu. Discutăm, suntem în discuții avansate cu o firmă de consultanță care să ne ajute în implementarea acestui deziderat și, prin urmare, venim în fața noastră cu acest proiect de hotărâre, în urma analizei noastre și, eu știu, a obiecțiilor care vor fi, să considerați dacă trebuie aprobat sau nu acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 49, privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei către Biserica Sfinții Mihail și Gabriel, Comuna Corbasca. La fel cum am făcut și cu celelalte lăcașe de cult, la fel procedăm și cu Biserica din Corbasca. Există cererea preotului paroh, care solicită sume. Nu avem nici o factură pro formă, dumnealui face referire la parchet, văd aici, la plasă, cine, nu știu ce lucrări, o să vedem, o să vină să discutăm în detaliu. Am aprobat alocarea sumei de 40.000 de lei din bugetul local pentru finalizarea unor lucrări, reparații, deci al dumneavoastră acord.
La fel și la biserică, la mănăstirea ortodoxă cu hramul Buna Vestire din satul Pogleț, alocăm suma de 5.000 de lei, cred, în urma solicitării dumneavoastră. Da, 5.000 de lei, la fel fără factură. Da, vom vedea, vin să justifice lucrurile astea cu fotografii și cu tot ce au de făcut. Și avem proiectul numărul 51, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local pentru trimestrul 2 al anului 2020. Ați văzut dumneavoastră prevederile, realizările. Nu sunt probleme, bugetul, chiar dacă traversăm o criză, o pandemie, secțiunea dezvoltare este cea mai afectată, pentru că lucrurile merg mai greu aici. Constructorii mai au anumite rețineri legate de participarea la lucrări. Avem și norocul să avem constructori buni, dar sunt și constructori care întârzie aceste lucrări. Am să cer scuze că n-am supus spre aprobare ordinea de zi și o fac acum și apoi intrăm pe discuții, pentru că n-am mai fost de mult președinte de ședință, mi-a scăpat acest lucru. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Mulțumesc frumos! Nu avem unanimitate, domnul secretar. Zic eu să trecem la discuții și de aici dau cuvântul domnului președinte de ședință, cu tot cu documentele pe care le ați spus așa, să le întoarcem pe ordinea în care au fost realizate. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă sunt obiecții, dacă se solicită clarificări. La domeniul public, dacă ați făcut precizările. Am făcut precizările, e vorba de drumurile proiectate și cu contract de finanțare aprobat și cu constructor aprobat și cu tot sistemul, în faza de proiectare și execuție. Așa a fost contractat. La proiectare, la faza PTH, trebuie carte funciară definitivă și pentru asta trebuie să facem modificarea inventarului domeniului public, pentru aceste secțiuni de drum nu au fost prinse acum în inventarul domeniului public și ele trebuie să fie produse. Ele au fost prinse în domeniul public din 1999, conform hotărârii 25 de 17 noiembrie, numai că la data adoptării de Consiliul Local nu aveam documentație cadastrală. Corect. Ele erau introduse, au fost introduse ca și denumire, lungim și înălțime aproximative. Fără suprafețe. Iar prin măsuri de topor de astăzi, ca să derulăm proiectele de dezvoltare locală, în baza cărții funciare avem documente care trebuiesc modificate, completate, în sensul că vom ști exact ce lungime, ce înălțime are fiecare categorie de drum. Comunal, sătesc, uliță, etc. De asta am completat. Da. Deci nu introduce. Înscrieri la cuvânt. Înscrieri la cuvânt. Sunt 7 proiecte de hotărâre. Cred eu că toate vizează lucruri importante pentru viața comunității și sigur ieri discutat pe marginea acestor teme. Să nu uităm de puncturi diverse care, după epuizarea ordinii de zi, poate fi atacat de fiecare dintre dumneavoastră, fără niciun fel de probleme. Facem o ordine de la stânga la dreapta sau vă lăsăm pe noastră să vă scrieți? De la dreapta la stânga. Sensul invers al acelor de ceasă. Da. Haideți să încep eu ca să ne spargă gheața. Vă rugăm. Practic, în toate ședințele noastre de Consiliul Local, pentru că știm cu toții, încă de la început s-au demarat și am aprobat o serie de proiecte care, așa cum știm,
sunt proiecte care sunt de durată pentru finalizare. Deci finalizarea lor deja a apărut, se vede prin aprobarea și aprobarea proiectelor respective, începerea lucrărilor care noi le-am aprobat, în special parcul, școala, dispensarul. Avem o blocare aici la Căminul Cultural care aici trebuie să rezolve pe cale juridică primăria cu constructorul care a participat la licitație și a câștigat licitația, dar din câte tot am aflat, s-ar putea e să renunțe, dar nu așa scrie în contract. Dar, plus, ce mai avem de rezolvat, sunt deja în curs de rezolvare și de asemenea aceste proiecte care noi le aprobăm astăzi sunt tot pentru interesul comunității, interesul oamenilor. S-au făcut încasări, sunt sume în bugetul local care permite să fie rezolvate problemele care le-am pus în plan. După cum am văzut, sunt sume importante pentru terminarea planului urbanistic general, pentru școală, pentru construcția podului, care noi deja l-am aprobat, pentru modernizarea iluminatului public, care noi am aprobat în ședința anterioară, pentru reabilitarea drumului comunal Corbasca-Rouada. Suntem de acord cu alocarea sumelor prezentate în proiectul de hotărâre de către domnul primar pentru cele două victime, pentru Biserica Corbasca și Mănăstirea Pogleț, pentru a putea să-și rezolve unele probleme, pentru că deja are 20 de ani biserica de la Corbasca, au început lucrurile să învechească și necesită o schimbare și au nevoie de bani. Da. Tot ce s-a prins în bugetul, în proiectul de hotărâre, eu sunt de acord, probabil și dumneavoastră, cu modificarea hotărârii Consiliului Local, pentru că atunci, în 99, rețin că a fost făcut și din viteză, din... Și era procedura. Era procedura să rezolvăm repede și au mai fost scăpări care trebuia realizate și până acum, dar s-au omis acest lucru și uite, acum întâmpinăm greutăți la începerea lucrărilor la proiectele care le avem în derulare, în special la Mărcioi, Scărișoara, Marvila. Da. Sunt de acord cu proiectele prezentate și dorim succes. Desfințarea sistemului de alimentare cu care... A, da. E o chestiune care părea dificil, pentru că s-a mai încercat o asemenea tentativă de înființarea distribuției gaze naturale. Au apărut probleme în perioada respectivă, dar prin niște hotărâri luate la nivel național, pare să fie, să poată să fie rezolvată această problemă, ca și Comuna Corbasca, și Tătărăștiu, și Pânceștiu, să beneficieze de această treabă,
distribuția de gaze naturale în, în comună. Sperăm ca în legislatura următoare să ne ocupăm de această treabă și să înceapă și lucrările la, la, acest, la acest program. Da. Mulțumim, domnule Fușcaș. Cine mai dorește? Haideți, domnul Bătuș, ce ești, m-am curaj. Știu că ședința poate fi marcată și de dispariția fulgerătoare a colegului nostru, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne desfășurăm din felul de... și haideți să ieșim din acest moment cu brio și să ne desfășurăm lucrările așa cum am, cum am făcut-o și în alte dăți. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri prin beneficii pentru comuna noastră. M-aș bucura enorm cu gazele naturale, ar fi o chestie cu toată lumea. N-am mai cumpărat lemn, deci greu, am îmbătrânit, nici nu mai... Mă bucur și pentru că ajutați biserica de la Corbasca, pentru că este nevoie, necesar, că trebuie schimbat și parchet și nevoie și de centrală și de mult. Că vorba domnului Pușcașu, s-au învechit. Sunt 20 de ani de când odată așa și nu sunt de acord și cu acordarea sprijinului financiar Mănăstirii Pogleț, pentru că știm cu toții că mergem acolo și este un... un loc unde poate ne găsim, ne regăsim liniștea. Sunt de acord și cu execuția bugetară. Deci, într-un final, sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri. Aș vrea ceva pentru diversie, dacă dați voie. Aș vrea să știu situația WC-urilor de la școală, a banilor. În ce am înțeles eu, sunt veniți, mai face, nu? Nu veniți bani. Cei de la constructor ar trebui să vină să apuce de treabă foarte repede. Am venit la asigurări că lucrările vor fi terminate cu anul școlar. Sperăm că anul școlar să înceapă condiții normale. Sperăm, Doamne. Noi nu ne gândim. Avem dar asta și... nu înseamnă că ei nu trebuie să-și facă treabă. Deci, cum l-a vorbat, că a primit sume. De fapt, sumele erau, numai că erau fost retrase de pe Ministerul Educației pe timpul iernii, motivat de faptul că doar proiectarea a fost făcută anul trecut. Noi am ales să facem, ca și un obiectiv de investiții sănătos, nu facem reparații și tot felul de artificii pe care cei care au făcut vor da socoteală, sigur, în fața organelor de control. Au ocolit procedura de avizare și de autorizare, crezând că reparațiile îi scutesc de aceste lucruri. Problema dumnealor, noi am proces la obține autorizații și avize și pentru asta s-au întârziat construirea și atunci, sigur, am primit banii lui Bacor și o altă întrebare. Aș vrea să știu dacă domnul constructor a răspuns notificărilor făcute de dumneavoastră. Domnul constructor. Și care e situația? Că... n-a răspuns, eu am avut o discuție cu dumnealui. Eu am să primesc confirmarea de la poștă prin care sunt asigurat că dumnealui a primit corespondența de la noi. Și imediat vom trece la evaluarea pagurilor produse. Căutăm un constructor care să reabiliteze spațiile afectate, o evaluare așa și dată din instanță, oricum nu avea de casa sume la noi și e la mâna noastră, fără probleme. Pentru că eu ieri l-am sunat pe dumneavoastră, mi-a lăsat cunoaștere de domn și i-am spus, domnule, dar ce faci cu tot ce ești? Mai cui, scânduri, șâpci, nailoane și așa.
Și mi-au spus și puteți să-l aruncați la gunoi. Au, da. Păi bună treaba, zic, noi le-am strâns grămadă și vii și ți-le iei. Ci sunt și resturi și table aruncate și noi am făcut un pic de curățenie pentru că... Normal. Așa e normal, trebuie să posăm, trebuie să... Da. Noi sperăm ca să... Sunt și construcții de... Constructuri de... Da. Noi sperăm ca să vină să ne facem treaba acolo în școală. Da, o să rezolvăm cât bine. Săptămâna viitoare trecem la treabă, că nu... Nu, păi dar ce să mai așteptăm? Da. Mulțumesc, mă. Mulțumesc și noi. Altcineva? Domnul Munceanu, domnul Bănaru. Da, domnul mai vrea nimeni. Ei, nu mai vrea și eu, câteva cuvinte. Avem câteva proiecte de hotărâri foarte importante pentru dezvoltarea comunei Corbasca. În primul rând, înființarea sistemului de distribuție gaze naturale. Vedeți dumneavoastră că un proiect din acesta foarte complex durează de la plecare până la finalizare ani de zile. Este foarte bine că plecăm cu acest proiect și mă gândesc că sumele care trebuie să le plătim deocamdată pentru studiul de fezabilitate și pentru consultanță nu sunt atât de mari și putem să le onorăm. Nu știu dacă ați prins acolo în hotărâre și suma pentru consultanță, că în momentul în care o să avem consultanța, o să avem probleme la contabilitate dacă nu este prinsă în această hotărâre. Deci avem 130.000 pentru studiul de fezabilitate și 130.000 pare mi se pentru consultanță. Să avem grijă să le prindem, că dacă nu, în momentul în care va veni o factură să o plătim, suntem puși întorși ca să luăm hotărâre de consiliu. Că așa se întâmplă la comuna Corbasca. Avem bani și ca să-i cheltuim ne trebuie mii de hârtii. În alte părți se cheltuiesc banii foarte ușor și aparatul de specialitate al primarului îl ajută pe primar, nu-i pune bețe în roată, cum se întâmplă la noi. Sprijinul financiar pentru parohia Corbasca și mănăstirea Poglet, chiar dacă pentru Poglet este mic, numai 5.000 de lei, atât au cerut dumnealor deocamdată, pentru Corbasca trebuie să avem grijă ca preotul să se încadreze în cerințele legale, ca să nu, la justificarea banilor, să nu avem probleme. Să fim atenți că dacă cumva se lucrează la acoperiș, acolo trebuie să avem foarte bine autorizație și toate celelalte, astfel încât în momentul în care dumnealui trebuie să justifice sumele respective, să avem toate documentele, să nu fie probleme. La însușirea domeniului public, vedeți dumneavoastră dacă aceste probleme nu s-au făcut până acum, toate acestea duc la întârzierea implementării proiectului. Destul că l-am întârziat aproape un an de zile cu contestațiile. Deci, când în momentul în care să-l punem în aplicare, vedem că o parte din drumurile respective nu sunt trecute așa cum trebuie în domeniul public. Sper ca să nu mai dureze mult domnul primar până la implementarea proiectului acela cu optimizarea apei de la Marvila. Văd că apar
diferite manifeste acum, prin care ceea ce realizăm noi în această perioadă, alți candidați vor să le pună în aplicare din momentul în care intră, fără să gândească că, de fapt, ale noastre sunt în curs de implementare și e bine să dăm drumul ca să rezolvăm problema și la Marvila. Despre rectificarea bugetară și execuția bugetară n-am să spun nimic. Sunt sume care trebuiesc plătite la cei care au făcut treaba și asta este procedura, așa trebuie să facem. Vă mulțumesc! Doamna Buceanu. Mi-a auzit și eu câteva cuvinte. Sunt de acord cu cele 7 proiecte care s-au votat. Sunt de acord cu banii alocați pentru Biserica Comunei Corbasca și Mănăstirea Progres. Am alocat și pentru celelalte culte, biserici din comună și trebuiau aprobate și pentru cei care au cerut. Cu sistemul de distribuție gaze naturale, mă bucur foarte mult dacă s-ar putea să aplice și lucrul ăsta, ar fi foarte benefic comunii noastre. Ce să vă mai spun, suntem mulțumiți că s-a implicat domnul primar foarte mult cu drumurile noastre și încep să, astea la diverse. Vreau să-mi dați voie să vă spun că foarte mult drumuri peste tot cu domnul Vici s-au implicat pentru să avem beneficii comunii noastre cu drumurile, cu asfaltatul ce va urma și toate lucrurile astea. Țin să mulțumim și chiar și oamenii sunt foarte mulțumiți că văd că încep, că de ani de zile am fost într-o mocerlă, dar acum domnul primar, mergând peste tot și bătând cu pumnul în masă, domnule, și pentru comuna noastră trebuie să facem ceva. Și am aflat că vedem că este un lucru bun, care, din urmă, cei blați care au fost primari, nu știu ce s-a întâmplat, de n-au reușit. Și până acum, abia acum, de 4 ani, și domnul primar se străduiește să meargă și să rezolve problemele de comune. Sunt de acord cu toate proiectele și apoi așteptăm să îndeplinească ceea ce ne-am propus. Așa. Dacă mai este cineva care dorește să scrie la de cuvânt. Dacă nu poate domnul viceprimar în calitate de funcție administrativă, nu are ceva de spus. Și apoi rezerv dreptul să închei eu. Rugându-vă să fiți de acord cu mine să mergem împreună până la rugoadă, să ducem o coroană și să... Da? Domnul viceprimar, dacă vă aveți probleme cu care ne confruntăm de punct de vedere administrativ, poate... Știți, revin din nou la gunoiul menajer. Am fost anunțați de cei care ridică gunoiul că în satele Volcele și Bacioi, pubelele pentru selectiv au fost umplute cu gunoi de graj. Oamenii le-au lăsat acolo, nu le-au ridicat. Suntem puși acum în situația în care să mergem să le ridicăm de acolo, pentru că nu se poate. Alea sunt pentru hârtie, sticlă și plastic.
și lumea pune în ele gunoi de grav. Este strigător la cer, plătim o grămadă de bani pentru cantități imense de gunoi, că lumea, în loc să-și folosească pubela de 220 de litri, e mai ușor să meargă să pună în containerele de, pentru gunoiul selectiv. Este foarte greu și o să trebuiască să le ridicăm atât de la Băcioi cât și de la Vâlcele. Deocamdată la Corbasca n-am găsit așa ceva, dar sâmbătă m-a oprit șoferul și mi-a spus: domnul Liceu, uitați ce s-a întâmplat la Vâlcele și la Băcioi, am fost nevoit să las pubelele pline acolo. N-am putut să le ridic pentru că erau pline cu gunoi de... Și într-adevăr m-am dus acolo și asta este. Nu știe nimeni. Nimeni nu vede, nimeni nu știe. Și nu sunt undeva în, la marginea satului să zici, bă, nu le vede nimeni. Sunt chiar în mijlocul satului. Da, sunt... Eu când am spus să ridice de la Iovu, pentru că eu am urmărit și mereu, acum ce nu trebuie? Sunt probleme și cu sistemul de apă, spuneam și în ședința trecută, am fost nevoiți să facem niște modificări pe cont propriu. Vă dați seama, dacă chemam o societate să mute țeava de aici, de la pod, unde s-au făcut forările, cele 10 forări de piloni, vă dați seama că dacă luam o societate, ne ustura pielea. Așa am făcut-o cât s-a putut de repede. Oamenii nu sunt toți înțelegători, să zic, băi, e o situație în care primăria intervine asupra unui, asupra conductei de apă. Dacă eu pot să stau la bloc fără apă 3 zile, tu la o casă particulară, de ce nu poți să stai? Sun mereu la primar și nu mă, domne, dar nu e apă, domne, nu e apă, dar ce faceți? Păi ce să facem? Băi, dacă chemam o firmă să facă apa, nu știu dacă acum la ora asta erau gata. Și noi cu personalul nostru, care și așa este, așa cum este, puțin, doi oameni, du-i și colo, du-i și colo, du-i și colo și uite, au făcut treabă de calitate. Pentru că, nu vă mai spun, nu știu dacă ați văzut ce e acolo. Să te ferească Dumnezeu. Am mai spus în mai multe rânduri, sistemul ăsta de apă a fost făcut în bătaie de joc. Cine l-a făcut și cum l-a făcut? L-a făcut în bătaie de joc. Este mare lucru dacă domnul primarul să reușească în această perioadă să-l autorizeze. O să fie un mare succes. Dar până la venirea Direcției de Sănătate Publică, eu mă îndoiesc că vom reuși să autorizăm acest sistem de apă. Pentru că noi la el nu avem nimic. Și oamenii ăștia care lucrează aici au fost foarte înțelegători cu noi, spre deosebire de ce s-a întâmplat la Tătărăști, unde ne-au lăsat să ne facem căminul, ne-au dat cote ca să ridicăm căminul la nivelul asfaltului, au colaborat cu noi. Dincolo, spuneau băieții că au fost, au făcut ceva lipituri acolo, spuneau că au dat peste o conductă, nici nu i-a interesat. Iar la noi, oamenii ăștia care lucrează, au fost cât se poate de corecți cu noi. Ne-au lăsat, ne-au ajutat, nu mai mult că domnul primar e tot timpul acolo și îi sprijină. Există o mare colaborare între firmele care lucrează pe raza comunei și conducerea primăriei. Au fost ajutați cu tot ceea ce au avut nevoie și cu tot ceea ce primăria a putut să le oferă. Și probabil că și de asta. Spunea domnul inginerul ieri, că am trecut cu domnul primar pe acolo, să dea Dumnezeu, în septembrie
vor să toarne asfalt pe tot tronsonul acesta de la Corbasca Nouă în coace. Să dea Dumnezeu să îndeplinească că am stat ani și ani de zile în... Acum, cale de întoarcere nu mai este. Indiferent cine va veni sau vom rămâne, proiectul acesta merge înainte. Nu mai... Meritul însă este a celor doi primari de la Corbasca și Tătărăș, care s-au zbătut să avem acest proiect. Și Consiliul Județean ne-a ajutat, au făcut proiectul și uite că spre nefericirea unora care nu vedeau realizarea acestui obiectiv, uite că dă Dumnezeu și se realizează. Și încet vom realiza și celelalte obiective care ni le-am propus în Consiliul Local, pentru că ați văzut dumneavoastră, dacă pleci de la zero, un proiect ca să-l duci la finalizare durează 4-5 ani. Asta este procedura la noi și știți că orice ban se cheltuie numai pe bază de proiect. Mulțumesc! În condițiile în care nu mai este niciun doritor de a se înscrie la luare de poziție, îmi dați voie să spun și eu câteva cuvinte. Și dacă am mai făcut-o cu ocazia ședințelor anterioare, am să fac iarăși. Și am să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat pentru aportul adus în cadrul ședințelor, în cadrul lucrărilor ședințelor din Consiliul Local. Am să vă spun că am fost onorat să lucrez cu un așa Consiliu Local. Vreau să spun că în experiența mea de mulți ani consilier local am putut trăi momente neplăcute în cadrul lucrărilor. Și mi-am propus ca în mandatul în care o să fiu primar, dacă o să fiu și am fost, aceste lucrări să se desfășoare în cel mai pașnic mod în care se pot desfășura. Cred că sunteți de acord cu mine și am putut cu toții vedea că se poate lucra și fără să ne certăm. Chiar dacă cearta poate câteodată produce beneficii în anumite cazuri. Am pornit acum 4 ani de zile împreună la luptă. Și le spuneam multora că eu am fost un caz atipic de primar, pentru că nu m-am bucurat. Nu m-am bucurat când am câștigat. Și toți mă întrebau, măi, dar tu ești culmea, de ce nu te bucuri? Zic, nu mă bucur pentru că știu la ce căruță mă înham. Și atunci, eram conștient, pentru că veneam din calitate de viceprimar, cunoșteam de aproape problemele cu care se confruntă comunitatea și aveam o datorie imensă față de cetățenii la care le-am promis anumite lucruri. Și am zis, cum să vă bucur în condițiile în care eu am promis anumite lucruri și acum sunt în situația de a vedea incertitudine, de a vedea, știu eu, greutăți cu care putem să ne confruntăm în implementarea promisiunilor și am mers împreună cu noastră înainte. Sigur, nu toată lumea poate să fie mulțumită. Suntem și deficitari în anumite situații. Sigur, și noi ne-am așteptat să meargă lucrurile mai bine, dar cred că poate să fie constatat că în fiecare zi vedem lucrurile în viitor și nu ne gândim că, eu știu, apare oportunitatea alegerilor, apare... Nu ne interesează, campania electorală pe mine nu mă interesează. Dacă cineva crede că am să mă duc să mă urc pe garduri, să-și ia gândul de la lucrul ăsta, am să discut deschis cu toată lumea, cum am făcut-o de fiecare dată și nu mi-a fost rușine și nu mi-este rușine nici astăzi, să le spun oamenilor ce am făcut și
că vedem lucrurile în viitor, exact cum le văd cetățenii. Prin ochii cetățeanului vedem noi lucrurile în viitor, sigur. Nevoile sunt foarte mari. Comuna Corbasca a suferit o sinapsă din realizări, o perioadă în care nu s-au făcut lucruri și vedeți dumneavoastră când încep viața de la minus, e greu să ai și traiectoria dorită, dar cu toate astea cred că ne putem considera mulțumiți, dacă nu mulțumiți, satisfăcuți într-o măsură destul de mare. Și zic eu că nu trebuie să ne fie rușine, pentru că la încheierea mandatului ieșim cu căciula pe ochi și să ne băgăm, știu eu, capul în pământ precum struțul și să lăsăm fundul afară. Este munca noastră, este munca noastră, sunt sacrificii, sunt umilințe și trebuie să mergem mai departe. Nu putem, noi nu putem abandona, nu avem voie, pentru că noi am ales poziția în care suntem și, da, avem probleme, e adevărat, avem și bani, vedeți dumneavoastră, pentru tot ce ne propunem noi avem bani. Alții au venit și au spus că nu au făcut pentru că nu au avut bani. De ce nu ai avut bani? Pentru că n-ai știut să cheltuiești judicios sumele de la bugetul local. Dar atunci nu erau judecați. Nimeni nu era judecat atunci, pentru că se cheltuiau bani cum se dorea. Acum, noi pentru fiecare leu pe care dorim să-l cheltuim în vederea implementării unei investiții, în vederea realizării unui obiectiv pe care îl dorim, trebuie să justificăm și ni se cere, eu știu, justificarea oportunității pe care Consiliul Local o aprobă, nu o aprobă un funcționar din primărie. Astăzi ne confruntăm cu o revoltă a funcționarului public. Lucru care pe mine nu mă deranjează deloc, pentru că nimeni nu vrea să nu respecte legea. Da? Dar nu e normal, când ai bani, când ai buget, cineva să te împiedice să faci cheltuieli. Și lucrul ăsta la noi se întâmplă din păcate. Cu toate aceste neajunsuri, continuăm să ne desfășurăm activitatea și mulți vor muri de ciudă că chiar dacă piedicele astea o să ne îngreuneze bunul mers, noi vom merge înainte, că suntem destul de voinici și trecem și peste. V-am spus, avem sume și secțiunea de dezvoltare, ați văzut că este afectată și de criza asta pandemică și de anumite mecanisme care funcționează greoi, dar aș vrea, doamna Vrânceanu, să realizez locul ăsta de joacă pentru copii, pentru că avem sume prinse în buget. Ar vrea să termin parcul, să facem tot ce trebuie, pentru că avem sume și toate obiectivele muncite de noi sunt cofinanțate cu sume în buget, prinse în buget. Avem și în excedentul bugetar bani, de asta ne permitem să accesăm înființarea de sistem de alimentare cu gaze, da? Avem peste 7 miliarde în excedent, lucru care pentru unii ar putea însemna un primar care nu știe să-și cheltuiască banii. Păstrăm că avem drumurile de interes local, la care mai avem 5 miliarde de pus. Și uitați dumneavoastră că pentru fiecare ban ne gândim și îl ținem acolo pentru ce ne trebuie. Da. Așteptăm sigur în august, am înțeles că există o rectificare de buget care urmează să se desfășoare prin intermediul Consiliilor Județene, dacă s-o mai desfășura, dacă nu, noi suntem la adăpostul tuturor riscurilor pe care unii le văd și alții le trăiesc, din păcate. Nu am fost bezmetici ca să ne știu, împărțim bugetul de așa manieră încât în august să nu avem sume și să țipăm precum broaștele la soare când nu au apă, să nu avem buget. Avem buget până la sfârșitul anului asigurat atât pentru salarii cât și pentru funcționare și pentru tot ce avem noi în implementare. Așa că îl asigur pe cel care o să vină, dacă o să vină în locul nostru cineva, că la Corbasca nu sunt datorii de plătit. La Corbasca lucrurile au început să meargă într-o dinamică sănătoasă și toate bune din partea noastră. Cu mare respect, sănătate, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Spuneți, spuneți prea aprobare. Fiecare proiect. Da. Deci primul e cu alegerea președintelui din... Acum o să vedeți dacă nu-s de acord. A fost adoptat. A fost aprobat.
dacă nu sunt de acord. Dacă nu suntem. Da. Al doilea, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Sunteți de acord? Da, da. Da. Cineva împotrivă? Nu. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 25/17/1999 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Corbasca. Suntem de acord? Unanimitate. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții în ființare sistem de distribuție gaze naturale în Comuna Corbasca. Suntem de acord? Da. Proiect de hotărâre privind acordarea unui spațiu financiar din bugetul local al Comunii Parohiei Corbasca, dacă suntem de acord. Același proiect de hotărâre pentru mănăstirea Buna Vestire din satul Pogreț, dacă suntem de acord. Ultima parință, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca. Da. Toate proiectele au fost supuse aprobării și au fost aprobate în altul, pentru care vă mulțumim, vă dorim sănătate multe și să ne vedem până la sfârșitul mandatului sănătoși. Mai avem cel puțin două ședințe de Consiliu Local, în care vă aștept pe toți sănătoși. Știu dacă mai apărat lucruri extraordinare, vom organiza ședințe extraordinare. Știu că dumneavoastră ați fost întotdeauna ascultător și binevoitor și ați participat la toate ședințe de Consiliu Local. Doresc sănătate și aștept să ne însoțiți și mergem la căpătăiul celor care au fost colegi. Mulțumesc!